La unul dintre comentariile de pe forumul de discuții www.ziledereghin.ro, care cerea amplasarea unor trambuline pentru bikeri, roller și skateri, primăria a răspuns. În momentul în care au fost modernizate parcurile din municipiul Reghin, s-a avut în vedere și dotarea cu o pistă de skate. Aceasta a fost achiziționată și va fi montată într-un spațiu de joacă adecvat, respectând toate normele ce se impun pentru amplasarea acesteia imediat ce vremea o va permite. De asemenea, referitor la toate întrebările privind demolarea garajelor, răspunsul autorității locale este următorul. Primăria municipiului Reghin prelungește contractele de închiriere deținătorilor de garaje din zona cartierului Iernuțeni până la data de 31 martie 2012. După această dată, contractele devin nule, iar începând cu data de 30 aprilie, fără nicio altă notificare, garajele vor fi demolate pentru a se putea continua proiectul de modernizare a zonei. Toate ideile exprimate pe forumul de discuții www.ziledereghin.ro primesc răspuns din partea administrației locale. Așadar, vom reveni și în edițiile viitoare ale jurnalului de Reghin cu lămuriri oferite de autorități.